Salut, camarazi! Hai, pentru că viața e cam tristă, hai să vă spun două povești scurte și frumoase. Era odată un om care era cam amărât așa de felul lui, trăia singur, îi murise nevasta, îi murise și băiatul, se chinuia și el acolo, făcea una, făcea alta, mai săpa pe la un vecin, mai ajuta un vecin ca să-și câștige și el pâinica. Pe acolo și pe în curtea lui, cam știa tot ce punea, știa unde punea, știa unde găsea, deci cum e omul la casa lui, știi, știe de unde să-și ia toporul, de unde să-și ia lopata, de unde să-și ia aia. Așa. La un moment dat nu mai găsea o toporișcă. Omul a intrat la idei, bă, frate, ce? Cred că băiatul vecinul mi-a furat toporișca. Că zice, uite, mă uit la el, parcă se uită ca un hoț. A mai trecut o zi, două, iar îl vede pe băiatul vecinul, bă, frate, ce, ăsta chiar vorbește ca un hoț, ăsta precis că mi-a furat toporișca. Mai trece o zi, două, se uită el, vede pe băiatul vecinul, ce, băi, să știi că cu siguranță băiatul ăsta lui vecinul mi-a furat toporișca, că uite, se uită ca un hoț. Omul intrase la idei, așa știi, adică oamenii intră la idei și acuză așa uneori pe nedrept și aiurea, știi, dar așa e omul, e repezit la hotărâri. Mai trece o zi, două, omul se duce să sape o groapă acolo și în spatele casei, avea el ceva de făcut acolo. Când se duce acolo și ea, toporișca lui era acolo, lângă un lemn, știi? Deci o uitase el acolo. Deci acum nu i se mai părea că băiatul vecinul vorbește ca un hoț, merge ca un hoț și privește ca un hoț. Deci asta e omul. Așa. Hai să vă zic și o a doua poveste. Erau doi regi care erau vecini și, în mod excepțional, se înțelegeau bine, știți, că știți și voi, regii între ei nu prea se înțeleg, cum și împărații între ei nu prea se înțeleg, războaie, nu știu ce, mă rog. Se înțelegeau destul bine amândoi regii ăștia doi, se invitau unul pe altul la banchete, la petreceri, la sărbători, nu știu ce, vorba aia, trai neneacă. La un moment dat, primul rege îi zice lui al doilea, ce mărite rege, ne cunoaștem de atâția ani, suntem prieteni, ne înțelegem bine, am băut împreună, am mâncat împreună, am iubit femeia amândoi, ce uite că îmi place de tine că ești de omenie, uite vreau să-ți fac cadou cea mai frumoasă femeie din haremul meu. Regele curios, regele al doilea. Trec câteva zile, zice, vezi că ți-o trimit în câteva zile, ți-o trimit. Bun, trec câteva zile, bom, lumea se scoală de dimineață, un alai venea în regat. Cine era? Era metresa aia, amanta aia frumoasă, foca primului rege, cu alai, cu femeile care o îmbăiau, care o parfumau, nu știu ce, femeile care făceau mâncarea, bucătăresele. Intră acolo și ea, se trezește și regele, zice, ce? Păi uite, regele cu tare, ce ți-a trimis o cea mai frumoasă concubină din regatul lui, e de o frumusețe răpitoare, n-a mai văzut așa femeie frumoasă. Regele curios, o invită pe frumusețea aia la el acolo și în palat, o găzduiește, îi dă să mănânce, îi dă să bea, într-adevăr. Regele era încântat. Femeia era de o frumusețe răpitoare. Niciuna din femeile care le avea el în harem nu se potrivea cu femeia aia. Înțelegi? Deci era mult peste orice. A luat-o, a iubit-o, nu știu ce, a început să trăiască cu ea acolo. Normal că era favorita lui, era cea mai iubită din tot haremul. Dar regele avea o iubită mai bătrână, care din când în când o mai iubea și pe ea, dar mai rar că îmbătrânise, dar
Aia ținea harem, un fruc, așa era la harem, era un fel de madam care ținea toate fetițele alea în fruc, știi? Așa, aia normal că geloasă, bineînțeles, trece o lună, trece două, aia îi zice lui frumusețea aia nouă, șefa haremului, ce dragă, regele e topit după tine, îi place la nebunie de tine, dar numai un lucru nu-i place. Cum? Ce nu-i place la mine? Că sunt frumoasă foc, am tot ce trebuie. Ce nu-i place nasul tău? Aia mai bătrână era mai șmecheră, mai trecută până ciur. Știi? Ce nu-i place nasul tău? Ce vezi și tu când stai la masă cu el, ține mâna la nas așa, știi, că îi place totul, te iubește mult, dar nasul tău nu-i place. Zi și făcut. Regele dădea săptămânal banchete, petreceri, nu știu ce, ca orice rege, fără griji. Dă primul banchet după ce îi spusese aia bătrână treaba asta cu să țină mâna la nas. Apare și frumusețea, toți înnebuniți după ea, regele topit. Aia s-a așezat la masă, dar cu mâna la nas. Regele a văzut odată, a văzut de două ori gestul ăsta, băi, și ce e cu asta, mă, de ce ține mâna la nas? Trece timpul, mai trece o săptămână, mai trece două, regele face iar o petrecere mare, invită toți prietenii, nu știu ce, toată lumea, toți supușii, apare și frumusețea celebră, stă și ea lângă rege acolo, la dreapta lui, tot cu mâna la nas. Regele deja intrase la idei, zice, bă, frate, ce o avea asta, mă, de stă numai cu mâna la nas? După ce se termină petrecerea, regele întreabă pe concubina aia bătrână, ce dragă, ce, dar de ce stă frumusețea asta tot timpul cu mâna la nas? Ai, ce mărite, rege, ce ți-a zice, dar nu-mi permit, știi? Nu, dragă, nu, spune că nu, mărite, rege, nu pot, nu-mi permit, știi? Aia, de fapt, o lucrase, aia bătrână o lucrase pe aia tânără, să vedeți cum. Ce nu-mi permit, mărite, rege, că nu, sunteți măritul rege, eu nu-mi permit. Nu, dragă, te rog mult, uite, îți dau bijuterii, îți dau ce vrei tu, nu mai spune-mi de ce ține aia mâna la nas. Aia, concubina bătrână și codoașe bătrână, știi? Codoașe bătrână. Ce mărite, rege, să știi că mi-a mărturisit că nu suportă mirosul tău. Regele a luat foc. Ce, cum? Nu suportă mirosul meu. Păi ce, eu put? Eu nu mă spăl, nu știu ce. Ia aduceți-o în coace. O aduce pe aia târâtă din harem de acolo, ce tăiați-i nasul. Ia tăia nasul, ce alungați-o din regat. I-au tăiat nasul care a pocit-o complet și a alungat-o din regat. Deci vedeți și voi unde duce invidia și răutatea umană și gelozia feminină, știți? Codoașa aia bătrână, fosta metresa regelui, era ofticată de noua metresă și a lucrat-o de comandă, nu? Hai, sper că v-a plăcut, vă pup cu drag, pa!